Fidelitatea noastră față de taina botezului este cunoașterea, trăirea și mărturisirea dreptei credințe pe care nașul nostru a mărturisit-o la botez. Înnoirea Duhului Sfânt înseamnă de asemenea o viață de rugăciune, participarea la dumnezeiasca liturghie, o inimă smerită și mai ales dragoste dumnezeiască. De aceea, acum, la început de an, să-L rugăm pe Dumnezeu să ne binecuvinteze viața. Am ieșit după Sfânta Liturghie acum afară, arătând prin aceasta că viața creștină nu se rezumă, nu se limitează doar la slujbele din biserică. Viața creștină este chemată să cuprindă viața cetății, viața întregii lumi. Sfințirea apei de astăzi, precum și sfințirea apei săvârșită ieri, are putere pentru viața noastră, iubiți credincioși, dacă această apă sfințită este însoțită de credință, de nădejde și de dragoste. Aceasta înseamnă un da spus lui Dumnezeu, un da spus bisericii, un da spus neamului nostru, un da spus lui Dumnezeu, care ne cheamă ca anul acesta să fim fii și fiice credincioși și credincioase cuvântului Său.